Doamnelor și domnilor, bun găsit! Oficialii Viitorului au făcut bilanțul turului de campionat. Lotul cu care echipa feminină de fotbal a abordat prima parte a sezonului a dat rezultate. Asta cu atât mai mult cu cât s-au făcut modificări majore în componența grupării. Reghinencele au încheiat finalul de tur cu 3 victorii, 3 înfrângeri și 24 de goluri marcate. Cele mai bune jucătoare care au făcut diferența pe tabela de marcaj sunt Roxana Zanfir și Casonia Lină. Odată cu încheierea turului de campionat, oficialii echipei de fotbal feminin Viitorul Reghin au întocmit statisticile competiției. Prima parte a sezonului Ligii 1 a scos la iveală o echipă mai sigură, mai ambițioasă și cu jucătoare de perspectivă. Lotul reîntregit aproape în totalitate în perioada de mercato s-a simțit din plin la partidele de campionat. Fetele antrenate de Vasile Costan reușind să se impună cu mult față de anii trecuți, când abia cunoșteau gustul victoriei. În primele 6 etape disputate, reghinencele au câștigat 3 jocuri. Oficialii echipei consideră că fetele puteau avea un parcurs și mai bun, dar cu toate acestea se declară mulțumiți de rezultatele din prima parte a ediției. Bă, cât de cât competitivă, să crească și fetele cele tinere în valoare, pe lângă cele cu experiență. Ne-am gândit, am schimbat puțin strategia, ne-am adus jucătoare de la Rad, s-a desfințat, am adus 4 fete de la Rad, una de la Alba Iulia, jucătoare bună cu experiență, una de la Sibiu și una de la Medeș. Și automat s-au văzut rezultatele. Totalul etapelor jucate în prima parte a campionatului a scos la iveală și o evoluție bună a jucătoarelor transferate în această vară. 3 dintre acestea și-au câștigat postul de titular meci de meci. Este vorba de Mihaela Lică, Diorfi Eugenia și Adriana Fărcaș. 3 au prins constant echipa în campionat, toate ca urma 16 ani, de exemplu, de Lică Mihaela. Mi-a jucat aproape ceas fiecare meci. Cele 7 etape au prins echipa, o jucătoare care n-a jucat practic numai cu băieții în Ivicea. Fără îndoială, cele mai bune jucătoare care s-au făcut remarcate în tur se mențin în topul golgheterilor. Este vorba despre Roxana Zanfir și Casonia Lină. Cei doi atacanți ai mei, Zanfir, Roxana și cu Casonia Lină, mi-a dat 6, respectiv 4 goluri. Am dat în turul campionatului 24 de goluri și am primit 14. Deci plus 10, 10, da. Și am primit cu 2-0 acum la Odorei, deci 24 la 16 în gol averaj. Prima parte a campionatului a fost încheiată de Viitorul Reghin pe poziția a 4-a, cu un total de 9 puncte. Și în acest moment, după prima etapă din retur, gruparea lui Vasile Costan este la doar o victorie distanță de primul loc de pe podium, poziție ocupată de Universitatea